Prețul unui test rapid antigen SARS-CoV-2 pentru autotestare comercializat online în România variază între 30 de lei și 68 de lei, situându-se la un nivel comparabil cu prețurile practicate în mai multe țări europene, arată o analiză a Consiliului Concurenței. Testul antigen este cel mai nou tip de testare și, în acest moment, este singurul test rapid care detectează virusul COVID-19. Acest test detectează antigenii, respectiv partea de virus pe care sistemul imunitar o recunoaște. Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea testelor antigenice rapide, în particular atunci când testele real-time PCR sunt temporar indisponibile. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă folosirea testelor rapide care îndeplinesc anumite cerințe, performanță, respectiv sensibilitate mai mare de 80% și specificitate mai mare de 97%. Cea mai mare parte a testelor antigenice rapide disponibile în prezent indică o sensibilitate mai mică în comparație cu testele real-time PCR. Cu toate acestea, testele antigenice rapide pot conferi un avantaj semnificativ față de testele real-time PCR în ceea ce privește simplitatea echipamentului necesar, prețul și rapiditatea obținerii rezultatelor. Nu este nevoie de personal calificat, ceea ce contribuie la atenuarea presiunii asupra sistemelor de sănătate. În ceea ce privește testele rapide pentru identificarea anticorpilor SARS-CoV-2, IgG și IgM, acestea pot fi achiziționate de pe platformele online, prețul mediu fiind de 39,21 de lei. Prețul unui kit care conține 25 de teste variază între 401,6 lei și 1100 de lei. Anticorpii IgG indică dacă o persoană a avut COVID-19 și a dezvoltat anticorpi. Anticorpii IgG apar în organism mai târziu și se mențin pe o perioadă mai lungă de timp. Detectarea anticorpilor de tip IgM permite evidențierea infecțiilor acute, dar ar trebui confirmate cu teste real-time PCR. Iar testele rapide antigen SARS-CoV-2 pentru autotestare sunt introduse pe piață cu implicarea unui organism care evaluează conformitatea acestor produse. Persoane fizice pot achiziționa online truse care conțin 2, 5, 20 sau 25 de teste rapide. Astfel, în funcție de platforma online de pe care se achiziționează, o trusă care conține 2 teste rapide poate să coste între 80 de lei și 136 de lei, iar cea cu 5 teste între 158 de lei și 209 lei. În ceea ce privește trusele cu câte 20 de teste rapide pentru detectarea COVID-19, prețurile acestora variază între 600 de lei și 1000 de lei. Testele rapide antigen SARS-CoV-2 se comercializează la prețuri similare și în alte state europene. De exemplu, în Germania, un kit cu 20 de teste costă între 170 de euro, adică 827,9 lei și 190 de euro, adică 925 de lei. În Franța, între 132 de euro și 142 de euro, adică 642,8 lei sau 191,54 de lei. În Italia, prețul este de 224 de euro, adică 1090,8 lei, în Austria 115 euro, 560 de lei, în timp ce în Polonia costă 132 de euro, adică 642,8 lei.